Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Mergeți pe mâna noastră, numai la Național 24+. Numele meu este Dan Chilom și în această seară avem din nou o emisiune extrem, extrem de interesantă, aproape ca de fiecare dată. De ce spun acest lucru? În afară de meciurile de Europa League pe care le vom avea în vizor de a le analiza, avem, bineînțeles, un super weekend cu meciuri extraordinare, weekend care, bineînțeles, se termină cu El Clasico Barcelona-Real Madrid, meciul cel mai urmărit meci de pe planetă. Pe pagina noastră de Facebook, Mergeți pe mâna noastră, fără diacritice, puteți să intrați și să participați la concursul lansat de noi, concurs al sponsorului nostru. Bineînțeles că în acest concurs veți regăsi două jocuri, cele mai interesante jocuri din acest weekend, Barcelona, Real Madrid și Liverpool, Manchester United. Parcă nici nu aveam, eu știu, meciuri mai interesante de regăsit, de pariat, de analizat, eu știu, de propus cote pe marginea acestor două jocuri, pentru că așa sună concursul nostru, propune o cotă mare, cea mai mare posibilă din aceste două jocuri. Vreau să felicit câștigătorul din ediția precedentă. Numele lui este Radu Dumitru și a spus că Monaco-Arsenal se termină 2-0 pentru Arsenal, scor corect 8-50. Felicitări încă o dată, Radu Dumitru. Alături de mine în studio, Marius Duminică. Te salut, Marius! Bună seara, Dan! Parcă tot să faci emisiuni când ai El Clasico, dar nu mai El Clasico, nici nu avem destul timp pentru a analiza toate meciurile de azi, de mâine, de sâmbătă. În această emisiune vă vom propune aproape în jur de 30 de pronosticuri. Dacă știți să le gestionați, dacă știți ce o să faceți cu aceste pronosticuri, cred că este imposibil să nu câștigăm, să nu avem profit. Da, într-adevăr sunt foarte multe meciuri, foarte multe meciuri analizate și de către noi și și eu cred că vom avea profit la sfârșitul săptămânii. Bun, așteptăm cu nerăbdare să înceapă weekendul, să nu uităm de meciurile de astăzi, pentru că ne-am întâlnit aici la această oră pentru a analiza și meciurile din această seară. Marius, două, trei cuvinte despre jocurile din Champions League de aseară. S-au calificat echipele mai bune, nu? Fără doar și poate. De departe, fără doar și poate. La Barcelona nu erau emoții, am spus-o și noi în emisiune, Barcelona câștigă, chiar dacă nu are nevoie decât de un rezultat în care nu pierde. La Borussia Dortmund cu Juventus, toată lumea a văzut, a fost o diferență fantastică de valoare între cele două echipe. Nici nu așteptam așa nu ceva. Nu s-a pus problema echipei care merge mai departe nici măcar un minut. Într-adevăr, echipele mai valoroase au trecut mai departe. Vreau să le spunem și celor care ne urmăresc în momentul de față că tu ai o teorie pe care eu o împărtășesc și subscriu. Noi, prieteni, să vă spunem adevărul adevărat, bine, făcând un joc de cuvinte, noi nu credem în corectitudinea tragerilor la sorți. Așa este. Nu? Așa este. Sunt foarte mari interese financiare pe care le au forurile care guvernează competițiile mari și s-a văzut de fiecare dată că în momentul în care sunt două sau mai multe echipe din aceeași țară care riscă să ajungă în fazele finale ale competițiilor majore, norocul sau ghinionul face ca ele să se întâlnească într-o fază inferioară. Da. De aceea noi am discutat pe seama tragerii la sorți din Champions League. Am spus că sunt trei echipe spaniole cu în siguranță sferturi. Noi credem că două vor cădea între cu ele. Cu siguranță două din ele se vor împerechea, se vor întâlni. Și mai avem Așa vor arăta sorții, dar sorții pot fi puțin
eu știu, modificați, influențați da. După caz. Din exterior. Bun, da. Eu mai cred un lucru, cred că este anul Franței și a Italiei, adică aceste țări pot avea cel puțin o echipă în semifinale, ba chiar una în finală. Și atunci eu mă gândesc că PSG va juca cu Juventus. Da, posibil. Pentru că o echipă din aceste două echipe mari, că sunt două echipe mari, n-au mai ajuns de mult în această fază, una dintre ele va juca semifinala. Și atunci, ca sigur una dintre ele să joace semifinala, e obligatoriu să se întâlnească în sferturi. Da, probabil. Nu zic de Monaco, pentru că Monaco nu este un club așa mare și Monaco a jucat o finală, a jucat o semifinală, ba nu, chiar o finală, dacă mă duc aminte, cea cu Porto. Da. Și e timpul ca banii să se întoarcă și în Italia, dar și în Franța. Mă rog, sunt niște teorii, prieteni. Sunt niște teorii, așa este, și eu am o teorie. Eu cred că e foarte posibil să vedem un Barça-Real chiar din sferturi. De ce? Sau Real-Atletico. Sau Barça-Atletico. Sau, da, dacă nu este Barça-Real, va fi un duel spaniol în orice caz. Oricum. De ce? Pentru că anul trecut finala Champions League s-a jucat între două echipe spaniole, lumea s-a plictisit, nu vrea să vadă și anul acesta o finală spaniolă și corect. Sunt șanse foarte mari, dacă nu se împerechează două din ele, Atletico să nu se ajungă din nou în situația... Da. Atletico nu mai e ce a fost anul trecut și nu mai este, da, uite-te, s-a chinuit cu Leverkusen. Nu mai este ce a fost, dar Atletico e în stare să scoată o echipă ca Monaco sau ca Porto. Da, 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 sigur, sau, sigur. De ce nu poate și ca Juventus? Și ca Juventus, bineînțeles. Bun, ok, așadar, rămâne de văzut, mâine este tragerea la sorți, o așteptăm evident cu interes mare de tot, în cazul în care vom avea dreptate, vom face și noi o știre, cum că am prevăzut chiar și cine cu cine va juca în optimi, în sferturi, pardon. Dacă nu, nu facem. Adică dacă... Bun, mergem către prima rubrică a emisiunii, analiza. Bun, repede, pronosticurile corecte oferite în ultima ediție, Monaco-Arsenal. Arsenal marchează pe terenul din Principat, 1-41. Și am spus în emisiune că sunt șanse foarte mari să marcheze chiar din prima repriză. Chiar din prima repriză, da. Bravo. Barcelona câștigă cu Manchester City 1-40. Da. Greu. Greu, bine, greu. A fost greu. A fost așa, l-a lăsat un pic la mâna. Noi am spus, Barcelona, dacă marchează, va pasa va foarte tempera. Mult și va tempera. Temporada. Jocul. Exact. Va temporada, normal. 1 solist, 1-40, Liga 1, Petrolul Ploiești, CSU Craiova, ambele marchează fără emoții și cotă mare. Astra, Giurgiu, Rapid, București, Astralii nu pierd. Au câștigat. În Europa League avem 3 meciuri în această seară, plus ce mai avem, așadar puteți să notați, să luați creionul sau pixul. Dinamo Moscova, Napoli, ambele marchează. AS Roma, Fiorentina, ambele marchează și Dinamo Kiev, Everton 1X. Jocuri pe care le-am propus și în ediția trecută rămân valabile. Dortmund, Juventus, Juventus se califică 1-60, toate ne-au ieșit. Da. Monaco se califică 1-25 cu emoții și Atletico Madrid se califică cotă 2 cu emoții. Dar da. A ieșit. Da, așa este. Am avut ceva. Bine, meciul a ajuns la penaltiuri, acolo unde nemții, din păcate, parcă n-au mai fost nemți, din păcate pentru cei care țin cu Leverkusen, da. N-au mai fost nemți. Marius, mergem către următoarea rubrică. O să vezi ceva foarte interesant și, prieten, cred că și dumneavoastră, dacă nu știți rezultatul, o să vă spunem noi. Haideți să vedem despre ce discutăm la Revista Presei. Gică Hagi îl spulberă pe Iordănescu Junior și se apropie de Europa League. Meci jucat, încheiat acum ceva vreme, nu multă vreme. Echipa lui Cătălin Munteanu, colegul nostru de la Mergeți pe mâna noastră, de fapt cel care, colaboratorul nostru de la Mergeți pe mâna noastră, câștigă în fața, probabil, cele mai în formă echipe înainte acestei etape, că nu mai pot să mai fi în formă acum, cu 4-0. Da. 4-0. Ce ar fi de spus? Scurt.
N-ar fi de spus nimic, nu vreau să comentez. Se spune că meciurile în care anumite echipe trebuie să câștige, fie sunt câștigate la limită, la un gol diferență, fie la 3-4, ca să nu fie niciun fel de discuție și niciun fel de suspiciune pe tema Am înțeles. Bine, eveniment. Eu nu cred că... Bine, pandurii n-aveau de ce să dea la o parte, pentru că pandurii au stau prost în da, campionat. Pandurii și se nu cred vor că... salva fără emoții de la retrogradare. Da, pandurii, da, poziția 10-a, mă rog, Viitorul Constanța, poziția 8, a bătut 4-0 pe pandurii Târgu Jiu cu un joc senzațional. E treaba lor. Felicitări, chiar dacă n-a jucat, Cătălin Muntean a fost pe bancă, colegul și colaboratorul nostru de la emisiunea Mergeți pe mâna noastră. Oricum, rezultatul este șocant. Un pic, da. Un pic șocant. Chiar dacă s-a jucat pe sintetic, chiar dacă nu ne așteptam ca pandurii să plece cu tolba plină de la Chiajna, rețineți, acolo unde lucrurile stau pe, eu știu, pe un... Pe o, da. Un butoi de pulbere și Mudic ar putea să demisioneze după victoria de Ștefan cel Mare, deoarece primarul din Chiajna nu-l ascultă. Da? Da. La Dinamo știm ce se petrece. Mitică de la Ligă ar putea să revină la Ligă. Campionatul românesc, întotdeauna plin de evenimente. Nu uitați, mâine dimineața apare noua revista sponsorului nostru, clasamente, rezultate, statistici, ponturi, chiar pronosticuri și, evident, El Clasico dezbătut în toate, aproape în toate paginile revistei. Nu uitați, în agențiile, probabil că sunteți deja în aceste agenții, mâine dimineață de la ora 10 găsiți noua revistă, adică noua revistă pe săptămâna aceasta a sponsorului nostru, Mozart Sport se numește revista și este gratuit. Mergem mai departe, nu uitați de concursul nostru de pe pagina de Facebook, Mergeți pe mâna noastră, intrați și propuneți-ne o cotă mare, 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 mare la meciul Barça-Real Madrid, El Clasico și, de ce nu la un El Clasico din Anglia, da. Liverpool, Manchester United, avem două super meciuri, super meciuri. Da, tot și Liverpool cu Manchester e tot un clasic foarte mare al Angliei. Cel mai mare, probabil. Da. Bun, mergem către următoarea rubrică, rubrica fantezistă. Trei pronosticuri am ales la această rubrică. Marius, două din Italia, pentru că eu consider că campionatul italian îl mănânc pe pâine și dacă nu îl mănânc pe pâine, mă mănâncă el pe mine, știi cum e? Da. Atunci când nu câștigi, pierzi. N-ai cum să, n-ai cum să te superi pe campionatul, cel puțin eu, italian. Empoli primește vizita lui Sassuolo pe propriul teren. Ixolist, Empoli știm despre campioana cine, campioana remizelor. Remizelor. Jocul, dacă te uiți un pic, cele două echipe sunt în formă, să știi. Joacă un fotbal bun. Da, adică mai nu sunt multe, Empoli e mai în formă. Exact, exact. Decât Sassuolo a avut perioada de glorie acum vreo câteva săptămâni. Așa este. Bun, noi n-am ales acest pronostic pentru că, să zicem așa, în termeni fotbalistici, ghilimele de rigoare, se întâlnesc două globe. Nu? Nu. Și nu o să se joace nimic, o să vedem un joc prost terminat 0-0. Nici de cum. Atât Empoli cât și Sassuolo pot joacă câștiga fotbal, și joacă fotbal. Joacă spectaculos. Într-adevăr, sunt premize să vedem un rezultat de egalitate, pentru că se întâlnește, cum am spus și mai devreme, campioana remizelor cu în 15, Italia. În ultima etapă tot egal la Cagliari. Cu Sassuolo, o echipă fără griji, dar căreia nu i-ar sta rău încă un punct în clasament. Sassuolo care vine după un joc cu Parma, 4-1, și a trecut de pas aceea proastă 4 înfrângeri la rând. Da, așa. Bine, este. Cu Parma oricum era injecție de moral. Parma toată lumea cu Parma câștigă dacă dorește. Cu Parma îți revii. Mai puțin Roma și Fiorentina. Discutat și aici. Dar Empoli, Sassuolo, șanse mari să vedem un rezultat de egalitate.
Meciul se joacă pe 22:03, duminică, și dacă nu mă înșel, se joacă la ora 1:30. Da. 13:30 în România, primul meci. Nu o să fie pariuri multe pe Empoli Sassuolo, așa că să nu ne gândim la nimic. Eu nu cred că vor fi pariuri multe. Ok, cealaltă cotă nu este chiar una extrem de fantezistă, este una cu șanse mari de reușită, dar să știți că am întâlnit o cotă între 2,80 și 3. Atalanta merge la Napoli, pe San Paolo, și noi credem că Napoli învinge și se marchează minim 3 goluri în partidă. Da. Napoli, după cum bine știm, are meci în seara aceasta la în Napoli Rusia, la acasă. Moscova, dar în e deplasare. Calificată. E calificată, a bătut 3-1. Da. Iar în e, clasament... Nu că nu e calificată. Da, e aproape calificată. Aproape calificată. Probabil că va iar amenaja ceva Napoli jucători. Este pe locul 4, în spatele lui Lazio, la 3 puncte de Lazio. Lazio care are 5 victorii la rând. Da, este pe locul, tocmai a căzut pe locul 4, loc care, foarte important, nu duce în Champions League. În Europa League duce. Da, iar Napoli, pentru Napoli e vital anul acesta să se califice în Champions League. Pentru la că au fost... felul în care merge Lazio, Marius, acum facem o paranteză, ar putea termina chiar pe 2. Ai un punct în spatele Romei. Da, e discutabil deși, aici. Da. Bun. Napoli-Atalanta, vrei să mai spui ceva? Da. Napoli probabil că va face un joc economicos la Moscova. Sunt aproape calificați. Iar în weekend vor dori foarte tare să câștige, să revină pe locul 3. Locul care duce în preliminariile Champions League. Bun. Celălalt pronostic fantezist, Panduri Gaz Metal Media, și vedeți că nu este cotă, pentru că nu am găsit cotă, o găsiți fiecare, este peste 3 clar, poate să fie chiar 3,50, chiar 3,60. Panduri Gaz Metal X, solist, la felul în care a ratat Panduri astăzi, toate șansele sunt în egalitate. Deși, da, Gaz Metal nu după joacă, ce consider tu, nu. Cred la această oră. Gaz Metal Media și cred că s-a terminat. Da. Spune de egalitate. Gaz Metal Media și cred că a făcut egal 0-0. 0-0 era. 0-0 cu CFR Cluj la Gaz Metal. X-olist, prieteni Pandurii, Gaz Metal Media. Da. Dacă forma celor din Târgu Jiu este cea pe care am văzut-o azi, nu? Dacă este cea pe care am văzut-o azi, oricum echipele sunt destul de apropiate între ele, au schimbat și antrenori între ele de-a lungul timpului, poate să fie X, rămâne de văzut. Bun, X-olist, cotă fantezistă, mergem pe pagina de Facebook, mergeți pe mâna noastră, fără diacritice, Iulian Stâncescu, Barcelona, Real Madrid 1 și 4 plus cotă 10, evident răspuns la concursul nostru, cea mai mare cotă din aceste două supermeciuri, Barcelona, Real și Liverpool, Manchester United, Cristinel, FCSB, Bogdan, Barcelona, Real 7 plus cotă 20, Liverpool, United, GG, repriza a doua, cotă 4,25, nu ne trimiteți două pronosticuri, nu vă putem acorda premiu. O singură cotă din aceste două meciuri. Alegeți-o pe care doriți dumneavoastră. Sergiu Mitra, Barcelona, Real 1, pauză, 2 final, cotă 38. Frumos. Eugen Georgel Stancu, Barça, Real 3-2, scor corect, cotă 21. Daniel Suciu, pauză sau final, Real Madrid, cotă 2,90. Cu 2,90 cred că poți să câștigi. Adică, bine, da. Nu poți să știi, dar cu e mică. Cu siguranță va ghici cineva un pronostic cu o cotă mai mare. Alex Alexandru, Barcelona, Real, GG 3 plus, Liverpool, Manchester United, două solist, un singur pronostic, o singură cotă. Barcelona, Real Madrid, 1 pauză, X final, cotă 18. Având în vedere că primim astfel de pronosticuri, e clar că ați înțeles pe ce este vorba. Și francezul, Barcelona, Real Madrid, 3-1, scor corect, dar nu ne-ai trimis cotă. Așadar, intrați pe pagina noastră de Facebook, avem în continuare concurs, puteți să ne mai trimiteți mesaje până când cele două meciuri încep, puteți să vă schimbați părerea de astăzi. Rămâneți alături de noi pentru că urmează a doua parte, una extrem de interesantă. Am revenit în direct, alături de mine Marius Duminică. Marius, pe pagina de Facebook avem în jur de 60 de mesaje. Paradoxal, în ediția trecută aveam vreo 100 de mesaje. Chiar dacă avem Barcelona, Real Madrid și Liverpool
Manchester United. Acum, bineînțeles, am îngrădit un pic aria de a alege meciuri, nu? Da. Am vorbit doar despre două jocuri. Până la urmă sunt foarte interesante, dar sunt doar două jocuri, nu? Dacă da. Lăsăm publicul să aleagă dintr-o plajă mai largă, avem mai multe mesaje. Da, eu cred că se vor strânge... 100, da, se strâng. Mai mult de 100. Se vor strânge 130-140. Ultima dată am avut 160, dar am lăsat la liberă alegere. Acum, noi am propus două meciuri, dar mă gândesc că la asemenea jocuri și de fan așa dai o cotă mai mare, mai ales că premiile pe care le are sponsorul nostru sunt foarte, foarte interesante. De exemplu, am văzut un prosop, nu glumesc, de plajă din acela mare. Da. Și vine vara, vine 1 mai, ai nevoie de un prosop. Categoric. Chiar nu glumesc, adică să câștigi un prosop din acela mare și pufos, nu e deloc. Da, utilitatea e maximă. Bun, așadar puteți în continuare să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, mergeți pe mâna noastră pe Facebook, fără diacritice, acolo unde o să găsiți o comunitate de pariori extrem, extrem de activă. 2, 3.000, 4.000 de oameni mereu urmăresc, scriu, apreciază și așa mai departe. Către următoarea rubrică vom merge, rubrica cu cele mai importante jocuri. Oare ce meciuri vom avea sau ce meciuri avem la această rubrică? Ce zici? Am spus și mai devreme, sunt cele două clasice din Spania și din Anglia. Bun. Hai să-i dăm cezarului ce al cezarului. Vom începe cu Barcelona-Real Madrid, pentru că nu avem cum să nu începem cu Barcelona-Real Madrid. Iată un argument inventat acum pe loc, un argument care nu are o argumentație. Nu avem cum să nu vorbim despre el, Clasico. În ultima ediție am vorbit cu Cătălin Munteanu, acum vorbim între noi, da. Pentru că, să spunem așa, o analiză din punct de vedere tehnico-tactică, tehnico-tactic ne-a făcut-o deja Cătălin. Da. Am putea o face și noi fără probleme, dar el fiind specialist ne-a dat așa o idee. Acum, până la urmă, până ne interesează pronosticul. Care este de ambele marchează? Da. Nu cred că vom avea emoții la acest ambele marchează. Nu vom avea emoții. Pronosticul este ambele marchează. Trebuie să le spunem telespectatorilor că nu vom da echipe la acest clasic, pentru că... Da, nu vom da pentru că nu știm, nu, dar sunt mare... echipele probabile afișate. Bine, speculații se pot face. Și vom face. Și vom face, dar din punctul meu de vedere, echipa Barcelonei se știe, se cunoaște. Da. Echipa lui Real Madrid nu se cunoaște pentru și sunt sigur că domn Carlo Ancelotti nu știe nici, poate nici la această oră, cu ce formație va intra în teren. Eu cel puțin la mijlocul terenului, deci, are opțiuni. O să fie Kroos, probabil o să fie Isco și Modric, mai mult ca sigur. Fără, aici indiscutabil, eu așa cred. E posibil să... Isco, Kroos și Modric. Să nu înceapă cu Modric? Și cu Kroos și cu Modric. Păi e n-ai posibil... cu cine, că n-ai, James nu poate, James. O să joace Modric, Kroos și cu Isco. Mai mult 80%, să spunem da, așa. Da, poate să fie 80%, dar... N-ar avea cine decât Silva, care nu cred că e de Clasico. A venit. Nu, poate să fie Iaramendi. Iaramendi. Dar Iaramendi nu este un jucător care să intre titular în Clasico, din punctul meu de vedere. El e jucător de schimb, de pe bancă. Eu cred că este un jucător mai muncitor decât Modric. Modric face mai bine, într-adevăr, faza de atac. Rămâne de văzut, oricum e clar că Ancelotti va încerca să găsească o formulă în care să oprească morișca de pase a Barcelonei. Bun, fii atent. Marcelo, da? Da. Deci în poartă Casillas, nu o să fie Navas, să fie Casillas în poartă. Probabil... Da, pentru că e experiență, nu. Casillas probabil, dar nu garantez. Nici măcar. Eu zic că Casillas în poartă, Marcelo, Ramos...
100%. Da, nu se poate modifica nimic. Pepe sau Varan, corect. Da? Și Carvajal. Da. Că nu are altcineva cine. Da. Deci nu are cine. Ok. La mijloc. Isco, Kroos, Modric, iar în față BBC. Bale, Benzema, Cristiano. Da. Asta o să fie... Singurul semn de întrebare este dacă va intra... De fapt, sunt două semne de întrebare din punctul meu de vedere. Dacă va juca Casillas titular, da. Știm foarte bine că la ultimul meci a fost pe bancă datorită prestației execrabile pe care o avusese cu un meci înainte. Da. Și rămâne de văzut dacă tridentul de mijloc va fi Isco, Modric și Kroos. Bun. Eu zic că o să fie. Rămâne de văzut. Hai să vedem la Barcelona, pentru că deja sunt discuții încă de la portar. Ter Stegen a arătat o formă senzațională și nu este bătut în cuie ca portar de Champions League. Zubizarreta, cel care l-a adus, a spus că Ter Stegen poate juca chiar și în Clasico. Poate juca, dar nu va juca. Joacă bravo atunci. Da, cu bun. Siguranță rămâne joacă de văzut. Bravo. Da, cu siguranță, corect. Are cea mai mare șansă, dar să știi că Ter Stegen o să urce ușor, ușor în ochii tuturor acolo. Va urca, dar va trebui să aibă meciuri în picioare. Chiar am văzut aseară la o fază, a driblat inutil, era să comită o mare gafă. Mai are de crescut. Bun, ok. Dani Alves revine. Da, Dani Alves cu Piqué. Siguranță va fi în teren, Piqué la fel. Clar, nu joacă Busquets. Busquets știm foarte nu bine joacă, că e accidentat. Nu joacă, joacă Mascherano. Mascherano joacă. Jordi Alba și-a revenit, mai mult ca sigur Jordi Alba până acum nu și-a revenit. Jordi Alba e dat incert. E foarte probabil să fie pe bancă. Bun, la mijloc, hai să vedem. Care ar fi Barcelona de la mijlocul terenului. Aici există un Rakitic. Care va juca 100%. Aproape 100%. Xavi Iniesta. Pentru că cea mare experiență o au Xavi și Iniesta. Da. Un amendament trebuie făcut când spunem Xavi. Xavi nu mai este într-o formă corect care să-i permită să joace la capacitate maximă un clasico. E posibil să intre de la început, dacă nu va intra de la început, deci, cu siguranță... Alba, trebuie neapărat să spunem asta, Alba a fost titular, deci nu mai există nicio problemă cu Jordi Alba. A fost menajat ultima etapă de campionat, aseară a fost titular. A deci, fost titular, din ce am înțeles eu, au vrut să-l pregătească pentru clasico. Da. Da. Deci, Alba, Matiu, Piqué, Alves. Nu se știe dacă Matiu va juca. Jerry Mathieu. S-ar putea să joace Mascherano acolo, să joace Rakitic, Iniesta, Xavi, Neymar, Suarez și Messi. Da, probabil. Probabil. Bun, așadar, cam acestea ar fi noutățile, să le spunem, despre El Clasico. Echipele cam perfecte, cam ideale, în afară de James Rodriguez la Real Madrid, care... nu va juca pentru că este accident. Și Busquets la Barcelona. James Rodriguez și respectiv Busquets, doi jucători foarte importanți pentru ambele echipe. James, să știi că a crescuse foarte mult în ultima vreme și este o pierdere pentru Real Madrid. Ne bucură acest Isco, ne bucură revenirea lui Modric, care era clar cel mai bun jucător la mijlocul terenului înainte de accidentare. Și faptul că vom avea 6 jucători de atac incredibili. Da. Și aici ne referim cu toții la Bale, la Benzema, la Ronaldo, la Neymar, la Suarez și evident la Messi. Da. Bun. Noi considerăm că Barcelona-Real Madrid în acest joc vom vedea goluri. Care ar fi posibilitatea, Marius, acum te întreb din punctul tău de vedere, ca în acest meci să greșim crezând că ambele vor marca. De ce n-ar marca? Sau care crezi că echipă ar putea să nu marcheze? Bine, o să-mi spui Real Madrid pentru că mâine va fi la Barcelona. Dar chiar crezi că are forța Barcelona să nu-i dea mingea, îi stă în putință să nu-i dea mingea Realului, iar Realul să nu poată să marcheze cu, cu această Realul tripletă? Realul cu siguranță va marca pentru că Realul sigur o să...
o să aibă 3-4 oportunități de contraatac și știm foarte bine că Real Madrid pe contraatac e letală. Bun. Ce se întâmplă la Real Madrid din punctul tău de vedere? Acum, noi toți am tot discutat despre asta, hai să le spunem și oamenilor un lucru care ar putea să influențeze un pariu, de exemplu. La Real Madrid se întâmplă, din punctul meu de vedere, ceva foarte simplu. Jucătorii sunt anumiți jucători care sunt puțin, hai să nu spun obosiți, au o stare de ușoară blazare. Practic au câștigat aproape tot, sunt pe val de ani și ani de zile și nu sunt jucători care nu sunt în cea mai bună formă. Am văzut Cristiano că a avut, acum așa a revenit, dar acum 3-4 etape, acum o lună de zile, nu era în cea mai bună formă fizică. Sunt jucători în apărare care de asemenea nu sunt în cea mai bună formă fizică. Chiar urmăream la meciul cu Schalke din Champions League. Real Madrid a fost penibilă de la portar și până la până la atacanți, mai puțin șoferul de la autocar, mai puțin Cristiano și Benzema. Chiar și Bale a jucat foarte, foarte, foarte prost. Apărarea și-a revenit în campionat. Da, dacă mi-aduc bine aminte, la un moment dat Carvajal prin minutul 60 se uita la tabelă să vadă cât mai e din meci. Da. Nu mai avea chef să joace sau nu mai putea să joace. Se gândea că pierde calificarea, era deja o frică, intrase în ei o frică. Asta e problema, se pune din punctul meu de vedere la motivarea jucătorilor, la motivația lor și la momentul de pregătire fizică în care se află acum. E posibil să nu, unii din ei să nu fie în cea mai bună formă fizică, e posibil Cristiano să se gândească la o întoarcere în Anglia. Nu în El Clasico. Sunt ceva probleme în lotul lui Real Madrid, din punctul meu de vedere, repet. Bun, mergem la celălalt meci din Anglia. Marius, Liverpool, Manchester United. Liverpool ocupă în momentul de față poziția a cincea, care nu duce în Champions League. United însă este pe patru, loc care duce în preliminarele Champions League. Și în ultimele partide, ambele formații au jucat senzațional. Adică și-au revenit, au un apetit de gol bun, au un joc frumos, mai ales la United, care a învins 3-0 pe Tottenham. Da. Ne așteptăm la un meci clar în care vom vedea goluri și probabil de ambele părți. Nu? Așa este. Liverpool și-a revenit, United a avut sincopa de la începutul sezonului, după aceea a jucat constant bine. Liverpool a avut suișuri și coborâșuri, nu reușea la un moment dat să lege 3 meciuri victorioase unul după altul. În momentul de față și Liverpool și Manchester și-au revenit. Foarte important e apărarea. Manchester United a reușit să-și rezolve problemele din apărare. Dacă pentru că Tottenham nu i-a dat gol, asta e un lucru mare. Foarte, foarte important. Amândoi am spus că Tottenham marchează. Da. Am văzut că nu a putut să o facă pentru că nu li s-au dat spații. Exact. Manchester a jucat foarte, foarte exact și în apărare. Și a făcut o posesie foarte bună. Posesie la fel foarte bună. Apărare foarte bună, ci posesie foarte bună. Să știi că Liverpool este mare favorită și cota scade pe Liverpool. Liverpool este favorită pentru că joacă acasă. 2-0-5 cu 3-60. Da. În primul rând, Liverpool e favorită pentru că joacă acasă. Manchester United în ultima vreme a apărut o formație infailibilă pe teren propriu. În schimb, în deplasare a mai avut și sincope, a mai avut meciuri proaste. De asta cred că Liverpool e atât de favorită în fața lui Manchester. Joacă acasă, știm foarte bine ce suporteri sunt pe Anfield Road. Nu au probleme de efectiv. Liverpool, în ultimele 5 meciuri în campionat, 5 victorii. Da.
Așa iar este. United are și ea o linie foarte bună. În ultimele 6 meciuri, nu, 5 meciuri, 4 victorii. 4 victorii, da. Super. Adică se întâlnesc într-un moment bun pentru ambele formații și miza locului 4 este una categoric de luat în seamă. Așa este. Oricum, sunt șanse foarte mari să vedem și la acest meci goluri și de o parte și de cealaltă. Vedeți și pe micul ecran, noi am pronosticat GG, adică ambele echipe marchează gol. Același lucru spun și aici, nu prea văd cum nu ar marca ambele echipe gol. Bun. E posibil, din punctul meu de vedere, să vedem un rezultat de egalitate. Dar cu goluri. E foarte, foarte mare miza. E clar că niciuna din echipe nu va dori să piardă. Până la urmă și Liverpool poate să fie mulțumită cu un rezultat de egalitate. Hai să vedem cam cum ar putea arăta cele două formații. United în deplasare va juca evident, De Gea, Blin, Jones, Smalling, Valencia, Carrick închizător, linie de 4, Young, Fellaini, Ander, Herrera, Mata, iar în față Rooney. Este ultima echipă pe care au folosit-o în jocul cu Tottenham și na, dacă ne luăm de pe după Zicala, echipa care câștigă nu se schimbă, s-ar putea să vedem o formație asemănătoare. Liverpool a folosit în țara Galilor, la Swansea, o formulă de joc foarte ofensivă, Mignolet în poartă, Emre Can, Skrtel și Mamadou Sakho, la mijloc Lallana, Henderson, Allen, Moreno, iar în față Sterling, Sturridge și Coutinho. 3-4-3. Da. Da, formația lui Liverpool este mult mai ofensivă. Într-adevăr, în formula asta 4-3-3 au jucat în țara Galilor în ultimul meci. Formația lui Manchester United, în schimb, este mai defensivă decât jucau ei de obicei. Pentru 4-1-4-1. Opțiunile lor în atac sunt mult, mult mai bogate. Practic, se pare că Van Gaal consideră că a găsit formula de a-și blinda apărarea și de a-și blinda echipa. Sau poate se gândește la o posesie continuă, lucru exact. Ceea ce ar însemna că adversarul nu are mingea și atunci nu are cum să dea gol. Trebuie să ne gândim ce opțiuni senzaționale are Manchester United pentru postul de atacant și cu toate astea nu vom regăsi decât pe Rooney în echipă. Probabil, nu, probabil. Asta e ultima echipă folosită cu Tottenham, meci câștigat de altfel. Acum se va juca în deplasare, poate se gândește la o altă strategie. Da. Ok. Poți să te gândești la altă strategie. Putem să vorbim așa zile întregi, îți dai seama? Vorbim de jucători ca Di Maria, Rooney, Van Persie. Da. Falcao și așa mai departe. Bun, Marius, da. Putem vorbi câteva zile despre aceste două super, super, super meciuri. Barça-Real Madrid ambele marchează, Liverpool-Man United ambele marchează. Da. Ok, pe pagina de Facebook avem 90 de mesaje, au început să curgă mesajele. Bineînțeles, mesaje la concursul nostru, propune-ne o singură cotă, dar cea mai mare pe care o consideri tu la cele două super, super jocuri. Ovidiu Ionuț Neacșu ne trimite un mesaj, nu pot să-l citesc. Deja e Tavi, Liverpool, Man United, Man United marchează în ambele reprize. Barça Real marchează în ambele reprize. Ne-ai trimis două, deja nu putem să-ți validăm răspunsul. Zamfir, Titi, Hunter, Barcelona, Real Madrid 2-1. Alex Popa, Barcelona, Real Madrid 2 și 3 plus cotă 5. Vlad Georgian, Liverpool, Manchester United, pauză X final, 1 pauză X final, cotă 14. Emil Pestrițu, Liverpool, Manchester United, 2 pauză, 2 final și 3 plus 7,50 la sponsorul nostru. Gabriel Ionuț, Barcelona, Real Madrid, 6 plus cotă 10,40. Foarte interesante aceste pronosticuri. Intrați pe pagina noastră de Facebook. În ultima parte avem numai pronosticuri. O să vedeți o sumedenie de pronosticuri numai pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct alături de mine, Marius. Duminică vom avea parte numai de pronosticuri în această parte.
a emisiunii. Vom începe repejor, pentru că sunt multe. Da. Sunt foarte multe pronosticuri și atunci cu siguranță va trebui să le parcurgem destul de repede. Europa League, în afară de cele trei pe care vi le-am propus mai devreme, avem Inter, Wolfsburg, GG și Sevilla, Villarreal, TG2+, zicem noi că nu vom avea emoții. Nu, nu, n-ar trebui să fie emoții. Se vor marca goluri în ambele, în ambele meciuri. Bun, trebuie, așa cum v-am promis, să mergem un pic mai repede. Ne trecem în campionatele interne, externe, le-am trecut la și campionate. FC Botoșani, ASEA Târgu Mureș, ASEA Târgu Mureș marchează la Botoșani. Se joacă în seara aceasta, peste o oră. Uh-huh. Bun, City bate pe West Brom acasă, 1-33. Aveți posibilitatea de a face poză la ecran. Da, City, cum spunem noi, a comis-o etapa trecută, dar de data aceasta va trebui să câștige. City a rămas doar cu campionatul, la fel ca și Chelsea. Da. Până la urmă, Anglia este imprevizibilă, City n-a depus armele, Newcastle, Arsenal, TG 2+, 1-25. Da, minim două goluri. Se vor marca cu siguranță, eu cred că și Arsenal se va motiva de acum încolo pentru campionat. Deci e posibil să și câștige. Bun. Lyon, cu toată echipa, joacă împotriva lui Nice pe propriul teren, un solist. Da. Meci greu. Nice e o echipă bună, dar probabil că Lyon va câștiga. Ok. Mergem mai departe. Eu cred că Bastia nu pierde cu Genghamp, chiar dacă Genghamp este o echipă în formă. Genghamp a bătut chiar la Nice. Este într-adevăr o echipă în formă, dar nu prea mai are unde să ajungă. Bastia, în schimb, la Genghamp. Bastia, în schimb, înapoi, trebuie să ajungă la finalul sezonului deasupra liniei. Bun, nu pierde Bastia. Da. Un pronostic bun. Hannover, Dortmund 2 solist. Dortmund a părăsit Champions League aseară, umilită de Juventus și se concentrează pe campionat. Să prinde Europa League. Da, rămâne de văzut cum va reuși să treacă peste usturătorul eșec. Ok, doi solisti, eu cred că Dortmund se impune la Hannover, asta este părerea mea personală. Mergem mai departe, tot în Germania, îl vedeți și pe micul nostru ecran, Schalke 04, Gelsenkirchen joacă cu Leverkusen și eu cred că Schalke nu pierde. Este o întâlnire vitală pentru ambele formații, pentru accederea în Champions League. Schalke nu pierde. Bun, Schalke nu pierde. Mergem în Italia. Chievo joacă cu Palermo și Chievo este echipa mai serioasă în momentul de față decât Palermo, pentru că Palermo are de câteva jocuri, este extrem de imprevizibilă. Palermo a fost foarte serioasă până să scape de emoțiile retrogradării. Neserioasă. Între timp a început să piardă și meciul. 1x, Chievo nu pierde, s-ar putea să fie chiar X solist. Merge mai departe, AC Milan, Cagliari, ambele marchează. Da, ambele marchează fără emoții, din punctul meu de vedere, un pic riscant să încercăm să jucăm Milan. Nu se știe niciodată ce va fi la acest Milan meci. Are o cotă în Cagliari creștere. Încă speră să se salveze. Au schimbat antrenorul, a reschimbat antrenorul, a dus pe cel vechi. Da, vechiul este noul. Zeman. Rămâne de văzut, mare atenție, nu jucați Milan victorie. CSU Craiova joacă cu Astra Giurgiu și noi credem că CSU Craiova nu pierde. Și mai avem încă un pronostic la această partidă, X, pauză sau final? Da, Craiova am văzut că iubește X-ul, a făcut foarte multe X-uri. Poate să fie și acest meci tot X. Bun. Bilbao primește vizita Almeriei pe propriul teren, pe New San Mames. 1 solist, 1-45. Pe valoare ar trebui să câștige Bilbao fără emoții. Bun. Atletico Madrid-Hetafe. 1 solist, 1-33. Micul derby al orașului Madrid. Ar trebui să fie câștigat fără emoții de Atletico, mai ales că e vorba de calificarea în Champions League. De acord cu tine. Queen's Park Rangers primește vizita celor din Liverpool și anume Everton, TG 2+, 1-33. Da, și aici a mers pe goluri datorită faptului că QPR e o echipă care primește mult, marchează mult și mai ales datorită faptului că Everton are meci greu în seara aceasta la Kiev. Bun, Mainz, Wolfsburg. Wolfsburg marchează.
fără emoții. Mă rog, emoții pot să fie, dar noi credem că marchează. Bun, Lazio Verona TG2+ și Lazio Verona 1 Solis, normal ar trebui să iasă ambele. Da, cel puțin cel referitor la goluri ar fi aproape imposibil să nu iasă. Da, în vedere că joacă Lazio. Napoli Atalanta 1 Solis 1.44. O cotă bună, am vorbit despre acest meci. Și ultima cotă, probabil cea mai interesantă, încă nu o avem, dar pronosticul este interesant. FC Steaua SA, Viitorul Constanța X2. Da, aici eu m-aș lega puțin și de meciul celor de la ASEA Târgu Mureș. Dacă ASEA Târgu Mureș nu câștigă în seara aceasta la Botoșani, e posibil să avem o surpriză la Steaua cu Viitorul. Să avem o surpriză. Ok, pe pagina de Facebook avem 90 de mesaje la concursul nostru. Mergeți pe mâna noastră pe Facebook, evident, și veți vedea despre ce este vorba. Marius, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Sper să avem noroc, pentru că urmează un weekend extrem, extrem de interesant. Noi ne reîntâlnim, ne vom auzi de data aceasta la Național FM, ora 18, sâmbătă. Până atunci, vă doresc ca de fiecare dată să fiți inspirați. Numai bine!